Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Vă propun să ne raportăm la o experiență de viață a unui antreprenor ce conduce o băcănie și care dorește să își exerseze competențele de identificare a riscurilor și mai ales a modalităților prin care le poate acoperi. Primul enunț este adevărat, pentru că pentru spațiu, antreprenorii pot încheia o asigurare facultativă. Cel de-al doilea item face precizarea că asigurarea pentru mașină este obligatorie. Da, chiar și o mașină de transport trebuie să aibă o asigurare obligatorie de tip RCA. Cel de-al treilea enunț este adevărat, pentru că la achiziționarea unei polițe de asigurare este important ca un broker de asigurare să-ți acorde consultanță și să-ți prezinte cât mai multe oferte pentru a o alege pe cea mai potrivită. Cel de-al patrulea enunț face trimitere la un produs de asigurare facultativă. Deci, enunțul este fals. Cel de-al cincelea item face precizarea că polița de asigurare împotriva dezastrelor este doar pentru locuințe, nu și pentru sedii sau hale de producție. Adevărat! Acest produs de asigurare este doar pentru locuințe. Enunțul 6 face trimitere la două produse de asigurare facultativă foarte importante, dar nu obligatorii pentru antreprenor, deci enunțul este fals. Și în fine, ultimul item face precizarea că pentru orice tip de asigurare, în alegerea ofertei este bine să se țină cont de prețul poliței de asigurare. Adevărat! Vă mulțumesc și vă aștept la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară.